L-am găsit, bă! L-am găsit! Filmează? Salutare tuturor, eu sunt Robi și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem mai exact un car vlog, prima dată pe acest canal, premieră. Like and subscribe ca să fie bine, să nu fie rău. Da, suntem aici în mașină și astăzi o să vorbim o să povestim. Am revenit pe YouTube, deși încă nu oficial, pentru că mai am de dat admiterea și da. Ce fac eu aici? Și de ce sunt în mașină? Și de ce nu mă mișc? Pentru că este o coadă uriașă. O să vă pun aici un screenshot să vedeți cam cât de lungă și chestii de genul. În principiu cineva a scăpat de la penitenciar din Arad, a ajuns până în Timișoara, unde sunt eu, și poliția verifică să vadă cine a furat matrița, mă rog, complicat asta este. Eu sunt aici și aștept de foarte mult timp, uite, trece și o mașină de o salvare, ceva, mă rog, da, ok. Da. Așa că m-am gândit că dacă tot stau în trafic aici și uite numai ce au venit rezultatele la BAC după contestații, hai să vă zic și eu cât am luat și cum era să pic BAC-ul, hashtag clickbait, asta este. A trebuit să facem clickbait. Nu era să pic BAC-ul, nici măcar pe aproape. În schimb, notele de la BAC au fost destul de surprinzătoare. Așadar, am dat BAC-ul anul acesta și, să zicem așa, la biologie nu m-am pregătit prea mult, adică știam materia în mare parte toată, dar s-a dat ceva destul de nașpa, mă rog, dacă ați trecut prin chestia asta știți, ecologie, pe scurt, foarte iurea, așa că nu am putut să iau o notă foarte mare, mă rog, am luat 7.55 înainte de contestații. La matematică ar fi trebuit să iau 10, dar am rezolvat cu o metodă de-a mea. Din păcate n-am fost punctat deloc pentru că am greșit ceva pe parcurs. Dacă știți, na, mă rog, dacă faci cu altă metodă decât cea din barem și greșești cel mai mic semn, e bine, nu ești punctat deloc. Și asta am făcut eu, asta este. Nu prea contează media mea oricum la admitere, cea de la BAC, dar chiar aș fi vrut să iau 10 la mate pentru că pot și a fost și foarte ușor. Și la română am luat 8.80. La română a fost mai interesant pentru că nu am învățat foarte mult. Adică am învățat o săptămână și ceva, dar o săptămână și ceva de învățat, deci nu de lălăit, și am învățat undeva la, nu știu, 15 eseuri, cred că ar fi, 9 proze, comedii, nuvele și așa mai departe, și 6 poezii. Le știam pe toate, perfect, minim 400 de cuvinte la fiecare. Și înainte de BAC, am văzut în duminică seara, am văzut pe Wikipedia că a postat, toată lumea știa că o să pice la Real o scrisoare pierdută pentru că, nu știu, așa, zis Viorica Dăncilă că pică o scrisoare pierdută, mă rog. Dar eu nu credeam că o să pice chestia asta și duminică seara am văzut pe Wikipedia că cei care editează pagina în România au editat pagina de la Plumb de George Bacovia și au spus că va pica la Real. Un fel de mini descriere că o să pice la Real, wow, super tare. La Uman însă au spus că va pica Lucian Blaga, nu, Lucian Blaga tot la Real, și la Uman să pice Arghezi. Așa că, na, era oricum prea târziu, deja am învățat tot, nu mai conta, dar uite că a picat Plumb. Foarte, foarte tare. Hai să vă arăt și ce coadă aici. Deci asta e coada despre care vorbim. Hai, dă-și tu cu zoom. Da, incredibil, ce să zic. Da, scuzați calitatea, filmez cu telefonul, camera din față, nici măcar 60 de frame-uri, asta este. Da. Și la română a picat Plumb, am știut tot, am scris vreo 600 de cuvinte numărate. La biologie chiar m-am descurcat, dar na, m-am învățat prea mult și a fost și subiectul destul de tricky, să zicem. În schimb, la mate, v-am zis, am greșit și asta este. Rezultatele au venit după aceea, am depus contestație la biologie pentru că am știut că merit mai mult. Am primit cu 60 de sutimi mai mult exact astăzi, adică 8 și 15, e ok. La mate a rămas la fel pentru că n-am depus nimic, că n-aș fi primit nimic oricum. Și la română, de la 8.80 am primit 9.70, fraților, deci 9.70. Știam că am greșit la primul exercițiu, gen, trebuia să explici o sintagmă și am explicat-o, doar că
le-am dat, mă rog, celui care va corecta, i-am specificat încă ceva care aparent m-a depunctat cu 0.3. Dar astea sunt notele mele de ABAC, o medie de 9.05. Este ok, nu prea contează decât 20% la admitere. Pentru cei care nu știu, dau la Politehnică. Dacă vedeți videoclipul ăsta înainte de admiterea de pe 22, pentru că nu știu când o să-l editez, întrucât sunt foarte prins cu matematica, acum 100 de probleme de poli pe zi, asta este, măcar ne place. Așadar, ca să nu o lungesc prea mult, vlogul ăsta am să vă anunț așa cum a fost și de ce anul ăsta chiar nu ați văzut deloc content. Bine, ce-i drept, nu am învățat foarte mult la BAC și chestii de genul, pentru că nu era cazul. Adică să iei nota 9 și să nu te stresezi mai deloc, eu zic că este foarte, foarte bine. Nu vă recomand să faceți ca mine, vă recomand să învățați, nu știu, la română, un eseu dacă învățați pe lună. Pe lună, din septembrie, e ok. Deci eu vă zic, deci ca și minim efort, să nu ziceți că, dar n-am chef să învăț. Un eseu înseamnă, nu știu, eu trebuia să învăț vreo, nu știu, unul pe zi, ca să le termin pe toate și să-l învăț ca lumea. Na, deci într-o lună n-ai cum să nu înveți, să știi și, na, în cazul în care nu vrei o notă excelentă, dacă vrei o notă foarte mare, gen 10, se poate și cum am făcut eu, dar se poate mai sigur, ca, na, depinde și de subiect, dacă înveți mai des. Se aude? Da, îi face urât volanta. Adică se aude, mă rog, ceva cu rea, volanta de la motor, destul de nașpa când dau drumul la ambreiaj, pentru cei care știu, bineînțeles. Așa că o să închei acest vlog aici. Vreau să vă spun că o să revin pe canal după admiterea de pe 22 cu ceva videoclipuri interesante, niște challenge-uri, mașini multe plănuiesc să aduc pe aici pe canal, pentru că între timp am luat și permisul, mă plimb cu mașinile toată ziua și de ce să nu vedeți asta pe canal, în caz că sunteți curioși și vreți. Și vedem ce alte videoclipuri mai facem pe YouTube, oricum cam asta cred că ar fi. Vreau uitat ceva. Cred că o să editez vlogul ăsta astăzi, cam timp. Ok, deci cam atât și pentru acest videoclip, sper că, nu știu, vă bucurați unii care vă mai uitați la video că am revenit pe canal și o să postăm chestii. Am uitat să vă zic că s-ar putea să fac și niște chestii legate de sală, pentru că între timp ne-am apucat și noi să nu mai fim slăbănogi. Și da, ne vom vedea după data de 22.